Rapid Suceava a remizat sâmbătă pe Areni cu Sportul Studențesc, scor 1-1, într-un meci contând pentru etapa cu numărul 14 din Liga a doua. Ceferiștii au ținut Morțiș să scoată un rezultat pozitiv la ultima lor reprezentație de pe teren propriu din 2012, așa că au început foarte curajos confruntarea cu liderul. Astfel, după două ocazii bune, irosite de Marinković și Semeghin, același Marinković a deschis scorul după un sfert de oră de joc, în urma unei acțiuni de atac inițiată de Semeghin și continuată de Negru. Elanul gazdelor a fost temperat însă de golul egalizator semnat de Nistor în minutul 32, care a picat din senin pe fundul unui joc neconvingător prestat până atunci de cei de la Sportul. În repriza secundă, lucrurile aveau să ia însă o cu totul altă turnură. Conștienți că trebuie să-și apere cu orice preț fotolul de lider, bucureștenii au ieșit mult mai montați de la cabine, trioul lor ofensiv alcătuit din Nistor, Curelea și Lazar, creând constant panică la poarta lui Preda. Scăpați cu fața curată din toate aceste încercări, albvișinii au fost foarte aproape să dea lovitura în secundele finale prin Velescu, însă șutul acestuia de la 12-14 metri a lovit transversala porții apărate de Vâlceanu, un tânăr goalkeeper în vârstă de doar 16 ani. Rapid a evoluat în formula Preda, Bălan, Florin Plămadă, Lozneanu, Spătar din minutul 72, Bosancu, Ionus Plămadă, Velescu, Căinari, înlocuit în minutul 83 de Sumanariu, Semeghin, Negru, Marinković din minutul 89, Gheorghiu. Iată și rezultatele complete înregistrate în această rundă: Dunărea Galați, Săgeata Năvodari 1-0, Rapid Suceava, Sportul Studențesc 1-1, Dinamo 2 București, CF Brăila 1-1, ACS Buftea, Unirea Slobozia 0-3 și FC Botoșani, Delta Tulcea 1-0, în timp ce grupările CS Otopeni, Chindia Târgoviște și Farul Constanța au stat în această etapă.